Oamenii se gândesc cu groază la varianta asistării apei și nu li se pare corectă o astfel de măsură. Nu mi-ar conveni treaba asta, nici pe ei nu-i înțeleg, fiindcă la noi așa este situația. Nimeni nu știe că facturile trebuie achitate la timp, indiferent unde sunt, la apă, la gaz. Trebuie umblat puțin la obligația, la chestiunea civică. Acva vas îndreptățită și eu nu prestez un serviciu decât dacă sunt plătit. Bineînțeles că mă deranjează treaba asta, dar ce poți să faci? Atâta timp cât ești în colectivitate, trebuie să accepti orice. Discuții mari. Alții zic că nu plătesc. Tu, ca vecin, te duci să tatonezi, să-l pun pe ăsta, să, cum se cheamă, să plătească, să știți că îți creezi neplăceri în calitate de vecin și, în al doilea rând... Dar v-ar conveni să rămâneți fără apă la robinet? Dar cum vine, dar ce poți să faci? Care e soluția? Facturile neachitate către societatea Aquavas ar putea lăsa municipiul Vaslui fără apă potabilă. Am primit chiar în ultima perioadă o somație de la furnizorul de energie electrică pentru achitarea sumelor restante. Facem eforturi foarte mari pentru a crește gradul de încasare, pentru a reuși să adunăm orice sumă de bani de la utilizatori, pentru a putea achita furnizorii și a nu ajunge situația neplăcută de altfel de a fi nevoit să asistăm serviciile. Salvarea trebuie să vină de la beneficiari, atât populația cât și agenții economici trebuie să-și achite la timp facturile. Acum nu putem să referim chiar la cei care nu au o situație materială, pentru că v-am spus, sunt și situații deosebite, gen persoane care le plătesc mai rar, care nu vor, deci nu putem acuza că din aceste motive nu ne putem achita. Însă, neavând un grad de încasare suficient, care să acopere toate cheltuielile de exploatare, energie electrică, apă brută, apele române, penalități, evacuări și altele componente, se creează, se poate crea un dezechilibru. Acum datorii avem de recuperat de la asociație, avem și de la agenții economici. Potrivit conducerii Aquavas, situația se poate repeta în fiecare lună. Ține doar de conștiința fiecăruia pentru a fi evitată o asemenea neplăcere.